Orban este persoana invalidă, nevalabilă din punct de vedere moral, în primul rând, în toată ecuația. Adică, cum? Spui că nu te cramponezi de scaun, așa a declarat, ăsta este motivul pentru care își dă demisia, nu mă cramponezi de scaun. Și acum ce faci? Lupta pentru Camera Deputaților. Te cramponezi de celălalt scaun, de la Camera Deputaților. Deci nu este în măsură să mai candideze la o altă funcție. Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa FM.